Bună seara, dragi telespectatori! În această seară vorbim despre medierea conflictelor comerciale și avem alături de noi două doamne de la Centrul de Mediere Ploiești. Bună seara și bine ați venit! Doamna Elena Caisân, mediator, și doamna Ingrid Dumitraș, tot în calitate de mediator în această seară. Bine ați venit, vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația. Aș vrea să discutăm un pic mai mult în această seară despre partea comercială, pentru că sunt convinsă că există și peste tot sunt astfel de probleme. Hai să dăm un pic așa definiția, ce este medierea conflictelor comerciale. Conflictele comerciale sunt constituie o gamă foarte amplă a conflictelor, care, din păcate, de multe ori sunt prezente în instanța de judecată, dar tocmai de aceea noi suntem aici astăzi ca să le spunem telespectatorilor că pot apela la medierea acestor conflicte comerciale. Medierea comercială reprezintă o modalitate de soluționare a litigiilor pe cale amiabilă, cu ajutorul unui mediator specializat. Este o profesie, profesia de mediator, iar acesta va ajuta părțile aflate într-un conflict să comunice mai eficient și să găsească împreună soluția pentru conflictul pe care îl au. Mediatorul este întotdeauna o persoană neutră, imparțială. Mediatorul va încerca întotdeauna să păstreze un echilibru între părțile aflate în conflict. Așa cum spuneam, va deschide calea de comunicare între ele pentru ca acestea să își poată expune problemele, să poată genera soluții la conflictul pe care îl au. Medierea conflictelor comerciale se referă la soluționarea acestor conflicte în cazul în care cel puțin una dintre părți este comerciant, în sensul dreptului, în sensul acceptat de lege, adică desfășoară fapte de comerț. Ok. În ce domenii de activitate poate interveni soluționarea conflictelor comerciale prin mediere? În multe domenii, dintre care putem enumera construcțiile, mai ales conflictele între beneficiari și executant. Acolo se întâmplă nerespectarea termenelor, nerespectarea termenelor, exact, majorarea costurilor, termene de executare depășite, suplimentare de lucrări, termene de plată neonorate. În transport, un alt domeniu, între transportator și beneficiarii transportului, ca situații prin pierirea bunului pe perioada transportului, deteriorarea mărfii, neonorarea termenelor de duratei de transport. În leasingul autoimobiliar, în contractele de leasing, depășirea termenelor de contractuale, în creditele bancare. Aici e un domeniu în care foarte multă lume putea apela, exact, la dumneavoastră. Vânzări, mai ales între conflicte între vânzători și cumpărători, iarăși o gamă foarte largă și multe situații le putem întâlni. În contractele de consultanță avem conflictele între consultant și beneficiar. Pe parcursul procedurii de insolvență, iarăși o situație în care, prin stabilirea imposibilității de plată în faza incipientă și crearea de soluții alternative procedurii de insolvență de către părțile afectate și prin mediere, este de preferat să apelăm la mediere decât să ajungem în situația de a ne administra sau de a fi un lichidator judiciar numit și neplăcut în... și probabil că și mai, exact, scump. Și mai ieftin și mai repede. Prin mediere. Prin, da? Mediere. Bun. Și nu în ultimul rând în asigurări, în contractele de asigurări și de... Ce fel de conflicte se pot media
deci ce fel de conflicte care se pot media intervin în aceste domenii? Despre ce anume vorbim? Putem vorbi despre conflicte ca executarea contractelor, interpretarea clauzelor contractuale, rezilierea și rezoluția. Vă întrerup un pic, de exemplu, la interpretarea clauzelor contractuale. Aici, în cazul în care nu s-a înțeles bine de una dintre părți, pentru că sunt contracte care nu sunt foarte clare pentru una din părți și când s-a ajuns la conflicte... Nu au fost interpretate corect de către părți, nu au fost enunțate la momentul în care s-a întocmit contractul, termenii deci, și... despre așa ceva e vorba despre aici, așa ceva, da? Ok. Rezilierea și rezoluționarea contractelor. Sunt situații în care nu poate fi onorat contractul și atunci intervine rezilierea lui. Ca să nu mai ajungem la judecată. Nu a fost enunțat în contract, atunci se va găsi o soluție. Dacă a fost enunțat și nu, de cealaltă parte, nu a fost respectat, iarăși se poate găsi o soluție. În pretenții, ce decurg din executarea sau executarea defectuoasă a contractelor. Ulterior, în momentul în care s-a ajuns la un litigiu, da, la un conflict între părți, fiecare vine cu pretenții, funcție de faptele de comerț care le face și de cât de mult îl afectează în activitatea lui. Putem enunța conflictele dintre diferite compartimente ale societății, da? Deci la nivel... între aceleași compartimente ale societății sau pe nivele diferite ale societății. Conflicte între angajați sau între angajat și angajator pot fi rezolvate tot prin mediere. Orice situație conflictuală generată în derularea contractelor de natură comercială. Conflictele ivite între societăți comerciale partenere. Conflicte apărute în interiorul acestora, precum și conflicte apărute între societăți comerciale și persoane fizice. Pentru că pot interveni contracte și nu numai între societăți, și între societăți și persoane fizice. Contracte comerciale în derulare, dar și contracte ajunse la finalul executărilor și asupra cărora există neînțelegeri. Bun, care sunt avantajele specifice soluționării conflictelor comerciale prin mediere? În general, atunci când există un conflict, tendința oamenilor este de a apela la justiție. Și mă refer aici deosebi la oamenii de afaceri, care sunt niște oameni de acțiune, niște oameni hotărâți. De multe ori auzim, am să-l dau în judecată. Desigur, și oamenii obișnuiți, nu numai oamenii de afaceri, dar cu precădere oamenii de afaceri s-au obișnuit că pot soluționa conflictele în instanță. Tot ei însă au observat că instanța soluționează aceste conflicte lent, că există problema procedurii care trebuie respectată, pe care de foarte multe ori, neavând pregătire juridică, justițiabilii nu o înțeleg. Și câte procese nu sunt, care au fost pierdute datorită nerespectării procedurii. Nu s-a mai ajuns la soluționarea fondului cauzei, ci pur și simplu din cauza procedurii procesele, acțiunile au fost respinse în instanță. Mai mult decât atât, un proces în instanță este foarte complex și uneori poate fi inechitabil, dar vom vorbi despre asta. Există câteva avantaje clare ale medierii și anume, este vorba în primul rând de confidențialitate. În afaceri, noi trebuie să avem grijă de informațiile din firma noastră. Trebuie să păstrăm confidențialitatea asupra unor informații privind partea financiară, privind un plan de afaceri, ceea ce se asigură clar în cadrul medierii. Acolo unde sunt prezente doar părțile aflate în conflict,
și uneori în ședințe separate chiar nu sunt prezente părțile deodată, ci separat cu mediatorul. Mediatorul va respecta această confidențialitate. Întotdeauna este obligat atât prin lege cât și prin conștiința sa ca mediator să păstreze confidențialitatea asupra datelor care îi se oferă. Și de asemenea nu se mai află neapărat că o firmă este într-un litigiu. E foarte neplăcut dacă există probabil cineva în sală care îi cunosc sau binevoitori care să informeze partenerilor de afaceri că sunt într-o situație dificilă și astfel li se strică multe legături sau multe facilități probabil pe care le aveau la plată, la termenul de plată, nu la... E păcat și neplăcut, pentru că ești într-o situație anume, îți mai dau și alții în cap cu alte cuvinte, dacă așa se întâmplă la noi. Când ești pe val, toată lumea te cunoaște, când nu, din păcate, mai contribuie și să te duci la fund. Bineînțeles. Un alt avantaj ar fi și costurile comparativ ale medierii cu soluționarea în instanța de judecată sau, nu am menționat până acum, curtea de arbitraj. Instanța de judecată sau curțile de arbitraj percep niște taxe care știm cu toții nu sunt foarte mici. Cererile în materie comercială se taxează în general la valoarea aflată în litigiu, taxele fiind destul de mari. Apoi se apelează la expertize care trebuie plătite, este vorba despre deplasări, pentru că putem avea, desigur, litigiile în instanță, nu neapărat în orașul în care este societatea, bineînțeles. Și costurile astfel sunt foarte mari. În cadrul medierii se achită onorariul mediatorului. Să nu înțelegem greșit, și într-o mediere se poate apela la niște specialiști. În special în domeniul comercial, este necesar uneori ca un specialist să spună părerea. Dar nu este vorba de o expertiză judiciară, se poate face o expertiză extrajudiciară, se poate apela la un expert cu un simplu sfat, nu mai durează atât de mult ca în instanță până se numește expertul, până elaborează expertiza. Este ceva puțin mai informal. Există de reguli privind medierea, dar nu sunt regulile acelea rigide și foarte multe de procedură ca în instanțele de judecată sau în curțile de arbitraj. Ca alt avantaj este și reducerea timpului de soluționare a conflictelor comerciale. Am văzut că în instanță procesele pot dura ani de zile. Cunosc cazuri în care un litigiu comercial s-a soluționat după 5 ani. Asta este foarte neplăcut. Și când e vorba de partea financiară a unei firme, te poate duce clar la faliment și la alte probleme cu alți parteneri în această situație. Da, asta poate bloca activitatea complet a unei firme, în cazul în care este un litigiu foarte important, este vorba despre o sumă foarte mare de bani aflată în dispută sau o valoare foarte mare a mărfii sau poate, cine știe, un imobil. Se poate bloca activitatea, iar dacă vorbim de ani de zile, în timp în care se soluționează definitiv un litigiu în instanță, categoric va duce, așa cum a spus și dumneavoastră, la, poate chiar la falimentul firmei respective. În orice caz, și o soluție favorabilă în instanță poate fi tardivă. Da. Și atunci preferăm să soluționăm cum? Prin mediere. În general, cam în 2-4 ședințe de mediere poate un conflict de natură comercială să fie stins. Se poate ca părțile să adopte un acord și astfel soluția va fi la timp venită
și va fi cea aleasă de părți. Termenul între ședințele de mediere, să înțeleg că e la mica înțelegere, nu? Cu mediatorul și cu părțile implicate. Absolut, absolut. Părțile împreună cu mediatorul, în funcție de agenda părților, ceea ce este foarte important pentru oamenii de afaceri și agenda mediatorului, se pot stabili termene chiar de pe o zi pe alta. Există cazuri în care ne putem întâlni dimineață și după ce am pus la punct unele lucruri, ne putem întâlni și după amiază pentru o altă ședință de mediere. Deci asta este unul dintre marile avantaje, timpul. Timpul, bineînțeles, este foarte important. Soluția va veni repede. Decizia cui aparține? Decizia de cele mai multe părți, de cele mai multe ori aparține părților, pentru că ele știu nevoile și determină nevoile în ședința de mediere, în ședințele care le parcurg și găsesc soluții și atunci adoptă o soluție de comun acord cu nevoile lor. Această soluție este stabilită și agreată de ambele părți și de cele mai multe ori mediere spune că nu există învingător. Și deci trebuie să fie ceva care să le convine la ambele părți, nu? Care convine ambelor părți, ceea ce nu se întâmplă de cele mai multe ori în instanța de judecată sau în ședința de arbitraj, când una dintre soluții, exact cum a spus și colega mea, este în favoarea uneia dintre părți, de fapt este o soluție justă, este o decizie justă a justiției care nu ține cont de nevoile părților, ci de litera legii. Cel care va pierde încearcă să își recupereze pierderile și atunci contestă, ceea ce duce la o durată de timp, alte cheltuieli, da, exact, nemulțumiri. Și cu atât mai mult, deși aparent favorabilă unei părți soluția dată de justiție, instanța poate să ne mulțumească ambele părți. Și atunci de preferabil este de apelat la soluția mediere. Eu cred că și în acest caz, dacă există vorbă bună, că ați văzut vorba dulce mult aduce, se păstrează, nu, și relațiile de afaceri. Se păstrează relațiile de afaceri, ceea ce duce ulterior și la consolidare, poate, fiind de acord cu soluțiile și descoperind un partener care, de fapt, are aceleași intenții ca și el, câștigul. Din moment ce s-au adunat într-o afacere, au avut interese comune. Au interese comune, exact. Și continuă relațiile de afaceri, e foarte important să își păstreze clienții, furnizori, beneficiari și imaginea. Și imaginea, da, e un aspect foarte important și acesta și e greu, vedeți bine cum e viața în ziua de astăzi, cât de greu îți găsești un furnizor serios sau un client serios care să-ți plătească la timp și momentul în care ajungi la, poate și el a fost în imposibilitatea de plată la un anumit moment și atunci, decât să-l dăm în judecată, mai bine apelăm la o astfel de soluție. Se poate apela la mediere în cazul în care conflictul e deja în instanță? Desigur. Se poate apela la mediere atât înainte ca litigiul să fie dedus spre soluționarea instanțelor de judecată, cât și în timpul desfășurării unui proces în instanță. Înainte de a se introduce o cerere în justiție pentru soluționarea acestui litigiu, poate interveni medierea. Bineînțeles, conflictul se stinge și în acest caz nu mai avem de a face cu un proces în justiție. Cum este eficient pentru oamenii de afaceri această modalitate de a soluționa? Practic, se ajunge la un acord, se elaborează un acord de mediere, o înțelegere a părților, soluția pe care părțile au propus-o și pe care ele o acceptă și înțeleg să o ducă de bunăvoie la capăt. Astfel se poate încheia un act adițional la contractul deja existent între părți și se poate insera
se pot insera clauzele din acordul de mediere în acest act adițional. Fiind voința părților, este, desigur, legea părților. În momentul în care una dintre părți poate nu respectă acest acord de mediere, cealaltă parte va avea dovada existenței acestui acord de mediere, care a fost sau nu legalizat la notar. Recunoașterea de către ambele părți în fața instanței a acordului de mediere și încuvințarea acestuia de către instanță îl transformă în titlu executoriu. Deci este obligatoriu pentru părți, obligatoriu de a fi respectat. Așa cum spuneam, medierea poate interveni și în timpul desfășurării unui proces, pe tot parcursul procesului, după introducerea unei acțiuni în justiție, a unui apel, a unui recurs. Părțile întotdeauna se pot înțelege pe calea amiabilă. Am observat că de multe ori judecătorii îndeamnă părțile să ajungă la un acord, să se înțeleagă, și acest lucru se poate petrece potrivit principiului disponibilității părților privind cererile în instanță. Cererea părții pentru a fi recunoscută înțelegerea părților, pentru a fi recunoscută înțelegerea lor, poate fi primită la termenul stabilit pentru judecată și atunci se va da o soluție în instanță, sau dacă părțile se prezintă la un alt termen, hotărârea instanței privind consfințirea acestei înțelegeri a părților, a acordului de mediere, se poate da în cameră de consiliu. Astfel că în locul ducerii până la capăt a unui proces în instanță și așteptării unei hotărâri care va satisface de cele mai multe ori o singură parte sau poate nici pe aceea pe deplin, va fi înțelegerea părților, soluția acceptată, așa cum am spus, de ele și pe care, cu care părțile sunt mulțumite, pe care ele sunt de acord să o ducă la îndeplinire, stingând astfel conflictul dintre ele și, așa cum spunea colega mea, mergând poate mai departe în afaceri împreună. Eu cred că e un aspect foarte important. Din punctul meu de vedere, am fost comerciant și știu ce înseamnă să rup legăturile cu cineva cu care colabora mult timp și sufletește, te afectează, că tot vorbim despre sănătate, viață și bani. E un sentiment neplăcut ca la un moment dat un partener de afaceri să nu mai aibă încredere în tine. Vă dați seama că se și duce vestea, da? Deci la un moment dat, dacă el a rămas păcălit sau cu banii neluați, pot să spună și la alți furnizori că nu ești firmă serioasă. Vorbind despre comercianți, ce rol ar putea avea un avocat sau un jurist în mediere? În mediere, să știți că rolul avocatului este important pentru că el poate îndruma părțile să meargă să încheie un acord de mediere. Avocatul poate asista părțile și pentru că mai devreme am vorbit de posibilitatea încheierii unui acord de mediere, chiar în cursul derulării unui proces, este foarte important de știut că dacă procesul se finalizează prin încheierea unui acord de mediere și se stinge litigiul astfel, se poate solicita taxa de timbru plătită inițial, despre care am spus că este foarte mare. Astfel, avocatul are rolul de a îndruma partea pe tot parcursul negocierii. Mediatorul nu oferă asistență juridică, el este neutru și imparțial, așa cum am spus. Avocatul este acela care oferă asistență juridică părților pe parcursul medierii, părții pe care o reprezintă, desigur, și o îndrumă pe aceasta pentru a încheia cât mai benefic, bineînțeles, un acord de mediere. Toți avocații ar trebui să facă acest lucru pentru clienților, pentru a le salva imaginea. Vă mulțumim frumos, au fost informații necesare, sper că ne-au urmărit și comercianții în această seară, sper să nu aibă probleme și să apeleze la astfel de medieri, să vină doar să vă cunoască personal și să știe că există astfel de domne care se ocupă
de împăcarea părților. Vă mulțumesc foarte frumos, foarte mult, a fost interesant, vă așteptăm și cu altă ocazie în studioul nostru. O seară plăcută vă dorim tuturor. La revedere! Mulțumim! Bună seara!